Pentru ce vă supun la vot procesul verbal la ședința anterioară, care l-a citit, care nu vă pune la dispoziție, dacă suntem de acord cu procesul verbal. Cine iese pe el? În unanimitate, cu asta abține, unanimitate și o să spun. Deci, în ordine, și o să spun toate punctele, o să luăm pe fiecare cu cumpare. La ordine de zi, avem astăzi 12 puncte. La punctul 1, avem proiect de ordine privind rectificarea bugetară, inițiator primar al Uniunii. Da. Este vorba despre clădirea care o facem pentru evidența populației și pe care vrem să o modificăm. S-a făcut proiectul, de 370.923, asta a fost devizul generat. Noi, în începutul anului, aprobasem 100.000 pentru proiect. Trebuie să mai luăm de la... Trebuie să mai luăm de undeva și să punem la această... pentru acest deviz 270.000 de lei și am vorbit cu contabilul și colegii mei. O să luăm de la punct, pentru că, din câte știu eu și din ce informații avem, punctul va fi plătit la rectificare bugetară și atunci va fi plătit din Consiliul Județean. Și am putea să ne permitem să luăm de acolo bani și să-i punem pentru proiectul, pentru evidența populației, care sper că mai repede fi terminat, ca prin primăvară să dea drumul. Comisia ne-a dat avizul de la Bacău. O să mai vin acum după ce se face construcția. O să vină să facă despre ce-i vorba, că fără avizul lor de la evidența populației nu putem face. Așa că cine este pentru această... Da. Mulțumesc, doamna. Dacă sunt întrebări sau comentarii. Da. Pentru că nu sunt, supun la vot primul cu proiectul de legi și rectificarea bugetară. Cine este pentru? Împotrivă, abține, deci cu unanimitate, primul punct, a fost votat. La punctul 2 avem un proiect de ordine privind modificări de hotărâri Consiliului Local privind reglementarea circulației în comunatorul sat Bulet și ridicarea taxei de drum, inițiator primar al Budianului. Da, o să vorbesc de tot despre asta. În primul rând că avem aici colegii și vecinii noștri de la stradă, domnul Prat, doamna Alina și domnul Contra, care este mai cunoscut aici. Am mai avut discuții pe această problemă cu drumul de la, Bulet. Datorită faptului că oamenii de la Bulet ne-au fost, să spun, poate mai proști ca altă dată în ceea ce privește ceea ce se întâmplă pe drum din cauza praful, din cauza că s-a distrus drumul, din cauza faptului că trec mașini foarte mari și o parte din case au fost deteriorate. Noi am mai avut discuții cu domnii de la Stratum. Problema este în felul următor. S-a început un proiect pentru a amenaja acest drum. Domnii de la Stratum au început proiectul. Proiectul nu a fost dat până acum finalizat. S-a depus o a doua cerere pentru prelungirea unui act adițional. Între timp, persoanele de la Bulet, între timp au venit și au făcut, să zic, în minimele, gălăgie. Dar unele persoane au spus că vor ieși și vor bloca drumul. Pentru ca să nu avem această problemă, cred că e o problemă și de imagine, pentru noi și pentru alții, și nu cred că este neapărat nevoie să facem acest lucru. Este mai indicat să discutăm aici, și prin ședință de Consiliul Local, să discutăm aici ce se întâmplă. Este foarte adevărat și știu și situația de la Stratum, cu problemele pe care sunt acolo. Sincer, pot să vă spun în numele tuturor cetățenilor de acolo, de la Bulet, eu cred și sunt convinsă că sunt ceva, poate, probleme, dar mai sunt convinsă că cămașa mea e mai aproape decât cămașa nimănui de mine. Așa că, din punctul ăsta de vedere, noi nu vrem să nici să batem câmpii, nici să... O mare problemă au fost și cu mașinile gabaritice care au trecut și în urma faptului că drumul de jeu a fost deteriorat și asta a fost un lucru, fiind de bea acum a pus, nu e un lucru deja să sară, pentru că în unele locuri au mai fost unele probleme cu el și nu chiar nu dorim, pentru că după atâția ani și după destule rugăminți pentru deje ca să facem, nu a fost chiar așa ușor. Adică nu ne-a dat nimeni pe cap, nici bani și nici...
O să vă dăm și dumneavoastră pentru că este normal, pentru că de asta a venit aici. Propunerea este de a ridica, taxa pe care și dumneavoastră circulați cu mai mașini mai mult de 7,5 tone până când de 15 tone, pardon, deci noi până când drumul va fi reabilitat și până când cetățenii, bineînțeles, vor fi, mulțumiți de acest lucru și spun asta pentru că sunt, adică timpul nu este chiar acum, discuțiile pe care le-am avut nu sunt chiar acum novici așa în, 2-3 zile, sunt discuții de ani de zile, cel puțin de când am venit eu, discuțiile astea de 3 ani de zile. Da, domnul Craft, cred că dumneavoastră spuneți primul ceva. În primul rând, dorim să vă mulțumim că ne-ați primit și ne-ați dat voie să explicăm situația noastră. Noi înțelegem că există o problemă cu traficul greu în zona Ulen și sunt convins că și înțeleg că oamenii sunt deranjați din traficul mare. Noi, stratul totdeauna a făcut un efort și totdeauna am reparat strada dacă a fost nevoie, am plafonat-o, am pus pietriș, dar și am înțeles că asta nu este o soluție durabilă. Din cauza asta am semnat o convenție cu primărie să facem o reabilitare majoră a drumului, sunt aproape 3 km, adică asta înseamnă asfaltăm drumul. Și am intrat și am semnat un contract cu un proiectant să face proiectul tehnic și să aprovizioneze cu adresații de construire și pot să vă spun proiectantul ăsta a fost un necas 100% și astăzi nu avem adresații de construire. Nu a făcut treaba și trebuie să acceptăm și aveam niște probleme cu autorizație și cu permisul de la Apele Romane. Asta a durat mult, pentru că noi ne apropiam cam la Raul Cernu și aveam nevoie avizul de Apele Romane și cred că a durat mai mult decât un an până când am primit avizul necesar. În timp trecut am făcut un mic progres, cred că proiectul tehnic e gata și a fost predat. Dar mai lipsește avizul, avizul de la Consiliul Județean și autorizația de construire. Pot să vă asigur, noi facem, noi reabilităm drumul, noi asfaltăm drumul. Ja? Dar din cauza necazului cu proiectantul și aproape un alt necaz, anul ăsta am furat două sonde, să spunem, sondele nu au ținut cuvântul de producție. E o producție foarte slabă, din cauza asta există și o lipsă de finanțare. În trecut, în septembrie, luna trecută, înțelegem, a fost traficul mare, pentru că am demobilizat instalații de foraj. Demobilizarea instalații de foraj, asta înseamnă avem nevoie 60 de camioane grele, să ducă înapoi instalații de foraj spre Cehia a venit. Bine. Dar, actualmente, și din cauza scăderii producției, în special scăderii producției de condensat și țiței, avem un trafic de cel mult 12 camioane pe săptămână. Adică nu este foarte mult. Dacă primim o restricționare. Am înțeles că problema este și din vibrația pe stradă, pentru că strada nu este asfaltată, și producerea de praf. Dacă există o restricție de tonaj, acum mergem cu cisterne care încarcă 28 metri cub, e cisternă mare. Dacă traficul este restricționat la 15 tone, adică trebuie să înlocuim o cisternă mare cu 2 sau 3 cisterne mici, dar e cisternă fac același praf. Ja? Și va fi un trafic mai intens. Dar încă o dată credem că 12 cisterne pe săptămână nu este o problemă. Există și o altă posibilitate să luăm cisterne mai mici, să mergem prin Cernu, Bucești, Podur, să evităm buling. Dar în continuare, asigur că
reparam strația, nu reparam, reabilitam strația, strada, o asfaltam înainte de următoare campanie de foraj. Dar anul ăsta va fi foarte greu pentru noi să facem. Este lipsă de finanțare și pentru stradă nu primiți un credit. Pentru sonda primiți un credit de fondul de investiție care recuperează investiția prin producția. Ok, producția e slavă, celor două sonde nouă, dar pentru o stradă, un drum, nu primiți un credit. Dar înainte, următorul campanie de foraj, când am autorizație construire, când proiectul tehnic e gata, ca în primăvara anului trecut, cu siguranță, reabilitam strada. Anul viitor, scuzați, anul viitor, ia. Dacă ne opriți acum, ia, nu înseamnă chiar va fi moartea firmei, dar în final nimeni nu câștigă nimic. Ia. Dacă trebuie să schimbăm, trebuie să oprim producția, suntem morți și nimeni nu face, nimeni nu va reabilita strada și noi suntem morți. Spune asta. Asta e situația foarte clar. Dar a fost și un caz și în afară nu a fost reabilitare, că până acum nu am făcut reabilitarea. Cum am explicat în cazul cu proiectantul, autorizația de construire și permisele de apele au durat, pe mediu a durat foarte mult, câteodată e foarte greu să primiți asta, iar din cauza asta am intrat în acest caz. În cât timp la postinea autorizației puteți începeți lucrările? Autorizația trebuie să întrebați... În cât timp autorizația? Trebuie să întrebăm în Consiliul Județean și Primăria Pudului. Cred că autorizația finală vine din Primăria Pudului, da? Da. Avem nevoie și avizul de la Consiliul Județean și până acum nu am primit avizul. Autorizația de construire e emisă de Consiliul Județean. În momentul când avem autorizația de construire, automat avem și avizul Consiliului Județean. Ca termen de timp, în cât timp ați putea să vă mobilizați, să începeți lucrările după obținerea autorizației de construcție și implicit avizul la Consiliul Județean? Nu putem să spunem, este în afara competența noastră. Mă amintesc câte luni sau an a durat să primim autorizație foraj când Consiliul Județean a fost responsabil. Ia? Cu primăria Podua e mult mai... acționează mult mai repede. Da, suntem și... mult mai puncioși cu Consiliul Județean, e foarte adevărat, primăria Podua. Dar haideți și... să vă spun, nu am înțeles, am înțeles fiecare, cel puțin eu, diger de mult problema asta. Nu vreau ca să bat în câmpi și nici să spunem poezii, pentru că nu are niciun rost. Adică trebuie să fim fermi, nu este vorba de administrație, nu este vorba de... nici de emoții, nu este vorba nici de vreme de inimă, nici de cap. Și mai este ceva, că avem asta cu 15 tone și cu să împărțiți în mai mulți și să face, nu o să fie treaba asta, pentru că dacă până la urmă este așa, noi putem pune să fie 3,5 tone să intre și atunci nu mai intre decât cu roata și care. În acest caz, ați împușcat. Noi nu vrem să vă împușcăm, yeah. Nu am ferește, noi vrem să ne ajutăm. Dumneavoastră ați venit aici pentru că sunteți unii dintre principalii dintre cei care folosesc drumul. Drumul acesta nu este folosit numai de dumneavoastră, este folosit și de oamenii de-a noștri din comună, că nu circulați numai dumneavoastră. Adică, noi vorbim aici cumva de un întreg, nu vorbim doar de... Nu avem chiar, adică să înțelegeți, nu este chiar treaba cu dumneavoastră. Dumneavoastră puteți financiar să ne ajutați și să faceți această sponsorizare pentru noi. Asta este. Dacă până la ora asta n-am făcut sponsorizarea, noi ne luăm pe treaba noastră tot ce este, ca proiectul să-l facem în continuare și să-l facem noi și să încercăm pentru un alt fond sau pentru un fond de-al nostru buget să reabilităm drumul de acolo. Eu asta vă spun, că de fapt și de drept, dumneavoastră nu aveți o dată pe care să ne spuneți, domnule, începând de la data de cutare, noi începem drumul. Noi, din punct de vedere, vorbesc acum administrativ, nouă ne trebuie date, nu putem să vorbim pe emoții. Și asta știți și foarte bine și dumneavoastră. Tot vorbim pe emoții și nu se mai întâmplă absolut nimic. Eu, la ora asta, sugerez Consiliului și oamenilor care sunt aici să oprim drumul până când dumneavoastră vă puneți la punct și până când eu pot să reabilitez drumul, măcar partea de gabionat, drumul
nu avem probleme cu drumul să rupă și apoi să fie și o, să fie și o ruptură între Berești, Castău și Comuna Podu, să fie și o ruptură în sensul de pompieri, în sensul de... Bine, că știți, când e vorba despre un drum și când se trece pe acolo, v-a spus, eu nu chiar eu nu fac. Pe asta este discuții, astea sunt discuții pe care le-am avut cu oamenii din zonă. Am discutat și cu o parte dintre domnii consilieri. Știu exact despre ce e vorba. Am discutat și cu o parte din colegii mei de la... Vreau să vă spun că în proporție din 95% discuțiile au fost ca sunt pentru. Ok. Dar cum am spus, noi asumăm responsabilitate să te iau pe domnul. Domnul Frac, eu aș vrea ca responsabilitatea dumneavoastră să fie de asta, una tip nemțească, da. Nu zic austriacă. Adică dacă astăzi ați promis, trebuia săptămâna trecută făcut. Ca să dăm exemplu, știți că, cum? Știți cum oamenii spun în felul următor. Domnule, au venit străinii, ne-a zăcământul, știți cum v-am povestit problema asta. Noi, dumneavoastră, plecați, în urmă rămâne gol și atâta tot. Deci chiar, încă o dată spun, nu este o obligație să faceți treaba asta. Faptul că e sponsorizat v-a ajutat și pe dumneavoastră pentru mașinile care trec. Nu, până la urmă, numai pe noi. Că mică să face drumul și după ce se face drumul, peste 10 ani deteriorat și trebuie să-l facem la loc. Că până la urmă, cam așa, că dacă tot dumneavoastră treceți pe acolo și nu cred că chiar vă luați acum bagajul și plecați într-un an, doi, că atunci și mai repede a trebuit să faceți. Dar cum v-am explicat, nu a fost reuință, că până acum nu am făcut și cumva situația a fost în afara influența noastră cu proiectantul și cu autorizația de construire. Okay. Și noi, ce putem să oferim noi, actualmente să plătim, cred că 100 de lei pe drum, putem să dublăm taxa de drum. Ia, până când am semnat. Ok, dar domnule, vă rog, luați și altceva în considerare. Dacă noi dezvoltăm activitatea în zona Bucești, prin fiecare autorizație de construire Sondei, primăria încasează cel puțin 100-120.000 de euro. Foarte frumos și foarte bine, mi se pare și foarte normal să facă treaba asta, atâta timp cât se lucrează pe teritoriul comunii noastre, una la mână, atâta timp cât legea prevede așa ceva și nu este pus de noi ca și Consiliul Local, deci este ilegal, fiindcă este prea puțin. Mult prea puțin. Și asta spun datorită faptului că acum, hai să nu spunem că zis că anul ăsta este un pic mai problematic. Nu vorbim de ani trecuți când au fost o producție și când era ca în Texas. Deci, haideți, adică să vedem și lucrurile astea. Noi atunci am trecut, acum vorbim. Asta așa o vine rândul. Ce să facem? Dacă vreți, doamna primar, o informație, dacă da, vreți. Da. Nu, un pic, îmi cer scuze că nu m-am înscris la... Domnul profesor. Duminică am fost la o biserică, la Stiet. M-am întâlnit cu doi cetățeni din comuna, din satul Buleni. Și mi-au zis, știau că este făcut proiect pentru drum și asfaltare urmează, fiind făcut cu ani în urmă, și nu s-a făcut. Au zis că, în scurt timp, ei au vorbit cu cetățenii și vor bloca drumul. Vor bloca drumul și au zis că apelează și la oameni din Cernul și au zis că îi vor mobiliza, se vor întâlni și vor bloca drumul. Asta vreau să vă spun, ce am auzit de la doi cetățeni, știu și numele, dar nu are rost să vă spun numele lor. O agentivă va fi să mergi la Cernul și Bucșești și Bucșești, cu cisterne mai... Acum folosim cisterne cu remorca mare, ia? Dacă luăm un camion mai mic, dar asta chiar va dubleze traficul, dar putem să mergem, evităm Buleni, putem să evităm Buleni. E posibil, da? Dar nu este o soluție. Mai 400 de metri de drum. 400 de metri, nu este o cază, nimic, putem să evităm Buleni, dar mergem prin... Au niște argumente și au zis că poate o să fac apel și la doamna primar. Și să meargă o comisie la fața locului să vadă cât de afectați sunt. Înțeleg 100% argumentele oamenilor. Înțeleg că oamenii sunt deranjați. Providul, cum înțeleg. Problema acum, în jur de persoane. Dar de următoare... Problema este că deja oamenii au făcut scris și avem scrisul acestor persoane. Pentru că, datorită acestui lucru, și noi ne-am fost mai efervescenți în treaba. Dar eu vă spun că...
să mă duc, să ne duceți, să facem o comisie, ce? Să vedem cât praf înghit oamenii, că asta spun că sunt probleme cu oameni bolnavi și așa și vorba de praf. Una la mână, a doua la mână cu casele care sunt răpoate pe unde s-au trecut pentru că au trecut cu mașini foarte mari și bine, asta nu-i treabă de anul ăsta. Asta e treabă care s-a întâmplat în timp cât era. Nu, nu neapărat acum. Eu chiar nu mai văd o soluție până când nu găsim o soluție ca să facem ceva la lucrul respectiv. Bine, vorbesc în numele oamenilor lor, pentru că e normal să vorbesc în numele oamenilor lor. E mai mult decât normal. Da. Domnul director, noi aici aveți în față dumneavoastră foarte mulți profesori, juriști, ingineri, oameni care știu să cumpănească lucrurile și transmit din comună, de la cetățenii comune, durerea sufletească lor. Dumneavoastră, eu în locul dumneavoastră, aș lua-o ca atare. Și aș crede că ceea ce spun cetățenii este perfect adevărat, ceea ce cred că și dumneavoastră conștientizați acest lucru. Am în față de la Stratum adresa dumneavoastră către primărie și astăzi că veniți la ședința Consiliului Local și că spuneți că la un moment dat motivele care au dus la întârzierea executării contractului, cum adică? Dar e contract. Contractul, după mine, se respectă. Nu se respectă, se reziliază. Deci, întârzierea executării contractului, până la acest moment, sunt independente de voința noastră. Aveți în fața dumneavoastră doi oameni, domnul primar Dobrovăț și domnul viceprimar Bia, care atunci când au început să cumpere societatea dumneavoastră și alții, terenul acesta de la familia Pricopie și noi ceilalți, am spus că este benefic pentru comună. Știți dumneavoastră ce au spus cetățenii comune și ne-au obligat pe noi, primar și viceprimar, să transpunem în fapte, să racordați măcar satul Cernu și Bulenii la gaze naturale. Făcând proporția, nu este punga de gaze din Marea Neagră la care toată lumea se privește cu ochii în acea pungă și nu știe cât de mult să ia fiecare. Aici e o pungă mai mititică. Noi, Consiliul Local, am solicitat în doamna primar, am solicitat alături de cetății comune o nimică doar să amenajați o bucățică de drum acolo, să dăm un ton de civilizație. Pentru că buzunarele companiei și sutele de mașini și chiar miile de mașini care au trecut fie pe DG117, fie pe la Bulen Românești și toate celelalte, ca să aud la dumneavoastră acum că vezi, Doamne, dacă nu vreți așa, avem posibilitatea 400 de metri. Chiar cu elicopterul să luați aceste rezerve naturale, nu puteți trece peste voința cetățenilor din Bulen și Cernul și acordul, țineți minte ce vă spun, și acordul Consiliului Local. Mulțumesc, domnul profesor. Eu vreau să știu care vă v-ați făcut în plan, cât mai scurt, pentru că îmi interesează că la ora 11 avem altă acțiune din premiera și la care s-a evidențiat la școală, dar cuvântul de un inginer s-a făcut. Dar ce am vrut să spun este doar că am fost întrebări ca și Consiliul Local cu prelungirea perioadei pentru proiectare, pentru că am zis, vrem la România, știm cum e cu birocrația, cu obținerea la viză. Dar de acum, cum spune dumneavoastră, că nu v-ați dat niciodată cert pentru începerea. Dacă la anul spunem, nu o să aveți fonduri pentru investiții. Iar o să prelungim. Anul ăsta, anul ăsta nu avem fonduri. N-ați dat o dată concret, de ce asta am vrut să vă spun. Și în plus, și atunci domnul Bia, când se încheie un contract, pe contractul este contract, se respectă ambele părți. Cel care nu respectă, penalizat. Deci a spus că contractul proiectat, am întârziat.
Acum spune să nu sunt bani. Deci nu știu ce să mai trebuie. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Doamna primară, acolo a fost trebuie... Nu știu ce... Hotărârea este de ridicarea taxei și întreruperea circulației la mașini. Nu, nu ridicarea taxei, scuzați-mă, renunțarea la taxa de avion și sistarea mașinilor care au peste 15 tone. Deci spun interdicții... Interdicții, da. Când o să formăm dispoziția hotărârea, atunci vom fi primiți pe poartă și de-aia. Deci supunem la vot, atât de la doamna primar, deci ridicarea taxei, folosirea drumului și interzicerea circulației autocamionarului mai mare de 15 ani, nu? Da, da. Cine este pentru? Împotrivă, abține, vă mulțumim. Doamne, doamna, doamne, poate să da. Păi, doamna, deci vădere că sunt local. Deci, exact, de acolo deci vădere că sunt local, să vădere în aplicare. Noi zic că o să mai avem, probabil o să avem încasează chirii pe terenul închiria de stradă pentru viitoare investiții. Nu este partea finală, partea cum pătrea asta. Este normal să plătiți oamenii care au luat terenul de la ei, normal. Deci terenul nu este folosit. Deci terenul nu este folosit, deci pentru investiții de viitoare. Știți, deci sunt niște bani care vin la comunitatea locală. Foarte adevărat, însă banii aceștia care vin la comunitate și noi avem tot așa să-i folosim pentru oamenii. Exact. Banii pe care dumneavoastră îi dați, pentru că există gunoi, există drum, există o grămadă de lucruri în administrație. Și nu putem. Și știți cum, omul nu înțelege până când nu există totuși o barieră. Îi se dă un termen, îi se dă al doilea termen, îi se dă al treilea termen, în momentul în care ai pus o barieră, să vedeți cât de lucrurile se vor face. Eu sunt conștient de treaba asta. Și mai un aspect, deci de fiecare dată când a fost necesar să intervenim pe drumul Cernul Românești, niciodată n-am așteptat apel de la primărie. Deci dar am nici n-ar avea cum. Și momentul când au fost și inundații, deci am dat tot concursul. Deci nu suntem chiar oaia neagră. Și noi suntem chiar oaia neagră. Este vorba că au fost niște date, au fost și din punctul nostru de vedere, niște date care tot s-au derulat, adică până la urmă, haideți să stăm și ne gândim. Sunt 3 ani de zile la mijloc, da? Eu vorbesc din când sunt eu, nu mă interesează ce au făcut restul. Deci de 3 ani de zile eu sunt aici, sunt la mijloc între dumneavoastră și oamenii din comuna, din partea aia, și nu numai faptul că sunt la mijloc, știți ce se întâmplă? Atâta timp cât au fost 2 milioane de euro dați în bani și nu au fost găsit ce căuta dumneavoastră acolo, cred că 200 de mii de euro de făcut drumul, nu era nimic acolo atunci. Mulțumim, doamna primară. Hai, trecem la punctul 3, că suntem în sfârșit. Din mulțumim pentru participare. Trecem la punctul 3, proiectul de lucru privind redarea către Ministerul de Dezvoltare Regională și Administrații prin Programele Naționale de Investiții, amplasamentul și toată comuna Procursantul Centrul de Tupacău, asigurarea condițiilor în vedere executării obiectivului de investiții, finalizarea căminului privat la Procursantul Comuna Coadă, fie Tupacău, inițiator primar al Unia. Da, după nenumărate demersuri făcute la Compania Națională de Investiții, după 3-4 ani de zile, de când umblăm pe drumul pentru a termina căminul de la Bușești, am găsit soluții necesare, s-au găsit, nu vă spun câte sute de documente și câte sute de acte și câte drumuri făcute pentru cămin. Compania de Investiții ne finanțează drumul. Noi doar acum trebuie să aprobăm ca și cum ar fi documentele care, pe toate pe care le-am depus pentru această imediat va intra la licitație. Să sperăm că până când se termină licitația să găsim un, că asta e problema, un constructor, că acum mai e greu de constructor decât de bani. Deci, într-un final, ca și concluzii, s-au găsit bani pentru căminul de la Bușești. Suma este una destul de...
23 de miliarde este suma, deci nu am putea, chiar dacă era din bugetul nostru la primărie, să punem câte un miliard, câte un miliard, nu ne-ar fi dat nimeni 23 de miliarde ca să punem să ridicăm, să ridicăm căminul. Eu spun că este un lucru bun, începutul este bun cu atâta ani care au fost făcut. Singurul lucru care m-a... cu care nu sunt chiar atât de acord, dar n-avem ce să facem, cei de la Compania Națională de Investiții, după ce ne dau bani, ne-a scris în contract că 15 ani nu avem voie să dăm o altă destinație căminului. Măcar ne lăsa doar câțiva ani ca să putem totuși transforma căminul ăla într-un cămin de bătrân sau în niște cabinete medicale. M-am gândit în mai multe feluri în care să-i dăm o folosință, dar o să vedem tot noi pe parcurs ce o să putem să facem, să găsim, să-l vedem acum ridicat și pus tot ce trebuie la el. Vă mulțumesc foarte mult, cred că sunteți de acord. Dacă sunt întrebări, comentarii și cum la cine este liber. Da, vedeți că e și 2, și 3, și 4. Da. 3 și 4 sunt aceleași. Deci la 4 este proiect de vedere, pentru că aprobarea de documentare tehnică. Da. Deci cine sunt de acord, dacă sunteți de acord cu punctele 3 și 4, în voi trei vaccine, nu la militar, punctele 34 au fost aprobate. La punctul 5 avem un proiect de hotărâre prin aprobarea fazelor de notă conceptuală și temă de proiectare aferente documentației tehnico-economice în faza SFO pentru obiectivii de investiții, extinderea rețelei electrice de distribuție publică, 0,4 kW și lumina publică, localitatea Poldul, comuna Poldul, județul Bacău. Inițiator, primar al Diana, vă rog. Da, este vorba despre extinderea de pe Făgădău, care vrem să facem iluminatul public, partea de Făgădău, care urcă și știți, dintr-o parte, alta unde deja s-a discutat, am mers la fața lucrurilor, început să facă proiectul și acum începem să dăm hotărâri pentru documentații, pentru... mi se pare normal să punem și acolo, pentru că este intrarea în comună, poate ceea chiar e o parte. Și în afară de asta, este o casă, dar e posibil ca pe parcurs să mai facă o casă și intrarea chiar trebuie să arate la intrare, pe gospodar. Nu. Da. Dacă sunteți de acord cu această... Cine este de acord cu proiectul de hotărâre, dar aprobarea? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre... Vedeți, 6 și 7. La punctul 6.7 avem proiectul de prin aprobarea fazelor de notă conceptuală și temă de proiectare prin obiectivul de investiție, amenajare, clădirii cu destinate SPCDP, cu un acord cu județul Bacău, care este tot primar al Ideala. La 7 avem aprobarea indicatorului tehnică economice de vizul general privind obiectivul de investiție, amenajare, clădirii destinate SPCDP, cumul acord. Deci asta e vorba. Este vorba că am primit instanță, am făcut, v-am spus, este și revizor. Aici acum este vorba despre documentații. Trebuie aprobată documentația pentru începerea acestei, amenajarea acestei clădiri. Dacă sunteți de acord, cine este de acord? Împotrivă, abțineri, nimic. La punctul 8, avem proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii fosil local numărul 13/10/7/2000 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Poduri, atestat prin hotărârea de guvern numărul 1347/2001, publicat în monitor oficial 305 bis/2002, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, primarul al Diana. Vă rog, doamna. Să, domnul Abate. Este vorba despre terenul de Auzăie, pe care m-am cumpărat pentru că am pus la dispoziția habitatului să construiască de pentru locuințe pentru tine. Am parcurs toate fazele de cumpărare și de notariat. Urmează să trecem în domeniul public al comunii pentru a putea face investiții pe el. Sunt întrebări? Comentarii? Nimic. Supun la vă. Cine este de acord cu punctul 1? La punctul 9 și 10 avem două proiecte de hotărâre privind aprobarea unor ajutoare de urgență, doamne, spătarul de onoră și al
Tochi Constantin. Inițiatorul pe care l-a luat. Vorbesc eu. Este vorba de o femeie cu handicap care a cedat cu moarte. Doamna Scotară este sora dânsei, a fost la casă de pensie și a zis că ajutor de urgență poate să dea din copil că este, a fost cu handicap. Deci cum a primăria poate să o ajute. Și atunci, de ce să, dacă dumneavoastră de acord, să o ajutăm. Și domnul Antonin Constantin, care a ars casa. La ce? La ce? Am mic, la ce? Am mic, la ce? Cum a? Dar ce sumă, doamna? Bine că nu era nevoie acum să mai ridic mie să spun, domnule, dar până la urmă trăiești cu pământul nostru,
asta este greci, orice, folosiți, îți plătești. Eu dacă mă duc la cineva în grădină să culeg ceva, e clar că îi plătesc, nu că doar îmi cap dacă nu. Nu și-a precizat ceva, care n-am înțeles prea bine, că lunar plătești o sumă? Da, că 1.800 de mașini, 100 de lei. I s-a pus în prima ședință. Și banii ăștia unii merg. Poftim? Banii ăștia unii. Aici, din primărie. Deci, da, da, de da. O fost când au avut într-o lună mai multe mașini, o fost într-adevăr când... Se văd că... Mi se pare că nu plătim, dar nu se aici. Exact, banii ca să se duc, de exemplu, cumperi pământ, da? Mai cu ce mă, cu ce se cumperi pământ? Mai iei de la cealaltă, mai strângi, mai faci ceva. Dai bani pentru copii, da? Pentru, uitați, dai bani. 90 de milioane. Dar de unde? Mai iei de aici, îi muți în partea asta, pentru că așa se face într-o gospodărie. Mi se pare normal, că doar nu distrit banii pe care i-au dat de câte milioane de mașini, nu au fost strict duși pe drumul respectiv. Că nu poți să-i duci, băi, îi faci și pentru asta ți-i dă. Ei vin pentru că noi am pus taxă, ca și în primărie, încă le-am pus prea puțin. Credeți-mă, puteam să-i punem taxă mult mai mare de la început. Dar tot cu inimă de mamă, de tată, vezi, doamne, să nu-i acum să duci și nu plecau, o plăteau, dar nu... Așa, îi vezi pe parcurs și eu învăț lucrurile pe parcurs și... Toți mai avem câte ceva de învățat. Dacă sunteți de acord cu acordarea sumărilor financiare pentru tine... Cine este pierdut? Vă mulțumesc că ăsta e lucru pentru care chiar vă mulțumesc. Drumul a fost un lucru care chiar să vă mulțumesc, dar cred că e un lucru foarte bine făcut. Dacă vor fi presiuni și vor fi, eu nu prea cedez așa la presiuni și nu prea sunt așa de emotiv, așa să mă sperii repede că vine cineva și nu știu ce spune, chiar nu știu ce. Și la afară de asta, chiar trebuie să ținem cont, zic eu, că acest sat nu-i fără stăpân. Adică, să veniți la noi, există un stăpân, există oameni care stăpânesc cu bine legea, care stăpânesc cu bine administrația, care poate să facă niște lucruri și păcat să nu facem aceste lucruri pentru oameni, ales acum când ne avem la nivel și când se strică, că asta e faptul de aia, că nu a venit nimeni cu o idee din cer, acum să facă ei atâta timp cât o folosesc și o stricat. Păi, e adevărat că l-au făcut, dar era normal că doar n-aveau să circule nici ei prin niște groapi de 500 de metri groapă, intrau cu... Mi se pare normal, nu? Și eu în fața porții îmi dau joc cu mă trag, doar n-am să las să vină până la... Dar strângi un moment din urmă, dacă un plan din măsuri, punctual, până la ce crea lucrurile, s-a fost o schimb, dacă facem aia... Nu, vă spun eu că ei, datorită faptului că tot i-am mai lăsat o jumătate de an, i-am mai lăsat și au venit ca să plâng acum că... Și eu zic că dintr-o dată o să ne mai emoționăm din nou și o să mai duc termenul. Fiecare face cum vrea, eu o să stabilesc imediat după ședință cu poliția locală, care o să facă pe acolo, care o să facă permanență și o să facă și pe drumul respectiv, să avem probleme și așa. Și pe drumul să-i lapsuiești, închizi drumul și eu mă întâlnesc să o acum așa în care trebuie. Am dat o grămadă de bani pentru repararea drumului, am trecut groaie cât mini. Și făcuți din cetățeni care și cel mai frumos cu cetățenii de-a noștri, nu străini. Asta e cel mai... Da? Să trecem peste asta. Da. Trecem la ultimul punct, la nivel. Poate la urmă, profesor. Am discutat și cu doamna primar și cu o parte din domnii consilieri niște probleme legate de centrul civic al comunei. Propunem ca în parcarea veche, deci de la primăria veche, în parcare, 5-6 metri, să se realizeze o piațetă privind, să nu mai vedem țiganii ăștia cu răcarul în frunte care vadă gardul lor și pe ăsta altul cu mașina cu pepe, să vedem acolo la o măsuță, le dăm noi, doamna primar așa, le dăm noi o măsuță și o organizăm civilizat. Dacă propunerea noastră va prinde rădăcini și vreo bunicuță va zice, vreau să vin și eu acolo cu un bidon de lapte și cu un bulgăre de caș de vacă, este bine primită decât să-l ducă în piața Moineștiului, să ia taxe și drum pe și bani pe mașină și așa mai departe. Cine vrea să cumpere, merge în acel loc. Este inestetic și urât din calea afară
urât din calea afară, să vezi lângă Monumentul Eroilor, lângă placa aceea comemorativă la 600 de ani de documentare istorică a Comunei și la Troița la care ne închinăm permanent, decât să-i ducem acolo într-un colțișor, fie în centru comune și așa mai departe. Doamna primar m-a asigurat că va da dispoziție ca polițiștii să pună în aplicare acest lucru. Vă cerem și părerea dumneavoastră. De asemenea, aș ruga pe domnul Ababi, dacă e posibil, să ne vorbească că doamna primar a stat de vorbă cu dânsa și m-am documentat că acest drum cu galul pe Brănești, la care cetățeni și nominalizez Popa Gheorghe, zis Costele Stelii, omenică sau cum îi zice, sau Timofti Ionel, vecin cu Ciobanul, Costel Munteanu, permanent, că el a văzut proiectul, că el știe toate Timofti și că e în cunoștință de cauză. Măi omul Dumnezeu, prin programul VAR, este în faza de licitație și, bineînțeles, după ce termină faza aceasta, nefiind contestație să dea Dumnezeu așa să fie, ne apucăm de lucrare. De la Rodica lui Martin, de aici, domnul viceprimar știe, până în Brănești. Gabionare stânga-dreapta, niște poduri făcute și asfaltare până la bere. Ca să avem asfalt, să mergem și la stânile care sunt limitrofe Brăneștiului acolo sus. Pentru că strică oamenii mașinile și ăsta e adevăr. Mulțumesc, domnul președinte. Păi să punem la vot propunerea domnului profesor Sfântul. Nu, spune, pentru că eu o să vedeți. Și noi vedeți. Am luat frumos. Și nu este că problema asta? Nu, nu. Deci și până la vreo problemă, dacă se zeagă. Cine este el? Deci ai cu viața. Da, cu viața, da. Cu viața și ea mea nu trebuie la frumos. Da. Domnul, două probleme scurte. Deci la Bucșești, dispensarul este un dat buscat. De făcut de mersul pe care trebuie, pentru că da, pică, apucutul, da, trebuie să lucrare pe cineva sau veția. Doi, poate, nu știu cum scopul, că dacă domnul tot la părța locală, un reglament cât de micut pentru parcurile astea. Nu am voie să stea aia mai mare 10 ani în aparat, să nu fumeze, să nu bea, pentru că cei aici jale de drum și aici și la brăle la școală. Și a treia problemă, poarta de acolo la parc, cu probleme. Puniți oamenii cu picul, cu alte parte e probleme cu aceea. Da. E rută de sudor. Am văzut, dar n-am avut putem să vedem. Este pericol, este zis mai. Mulțumesc frumos. Problema cu la cină cu domnul Nichită, Costumanscu. Solicită să... Până la 9.20, el are gabioane. Da. Și o solicitat să se pun și noi. Nu știu care la nimic, dar am înțeles că acum ai... Pot. Doamna primară e... Da. Pentru că doare și că el o da drumul și că drumul de acolo trebuie făcut, că dacă nu dădea el drumul, nu se trecea. Cunosc foarte bine problema asta. Drumul este pus pe situații de urgență la București, tot cu Compania Națională de Investiții, în momentul în care văd că astea merg mult mai repede drumurile și situațiile de urgență decât o mers căminul de la Bucești. Atâta timp cât o să avem acolo și o să se facă asfaltul, pentru asta e pentru asfaltul, pentru partea. O să aibă și în unele locuri, o să fie puse și gabioane, ca să nu fie probleme cu apele. Nu putem să punem gabioane pentru o singură persoană, nici pentru 200 de metri, nici pentru fără proiect. Acum, în vedere... Da, nu, și în acolo au ceva, dar nu au până curbă, da, e cer până în fața porții. Da, exact, a fost problema. Da, bine, știu exact care este cerința, mă sună tot timpul, tot timpul dă mesaj, tot timpul e foarte activ. Și asta a trebuit explicat, cum a fost drumul pus deja pentru asfaltare și cum deci drumul când a fost în anul 2005, a fost
a fost ras. Atunci un proiect am plăcut, o stabil până în locul necesar, adică am luat. În momentul în care spuneți că Compania Națională de Investiții și este, să spunem, în primăvară, ar fi ideal ca drumul să-și înceapă. E pus drumul care a fost pus acum pe situații de urgență, drumul acela de acolo care duce spre Jopa. Este drumul de la Neapostelarul care duce la sus la biserica de la Valea Șoșii. Este drumul din fața Bisericii Sfântul Nicolae, de aici de la intrare. Și drumul care ne-a făcut probleme asta spre Valea Șoșii și prin Țiganda, partea asta care e la deal, din față. Astea sunt care spuse acum pe situații de urgență și care au fost deja aprobate, pentru că au început niciodată vente și apă și cadastrări și de la el. Eu vă mulțumesc pentru... Mai aveam un mic problem. Da. La intersecțiile astea, de din cer, aia din Bănescu spunea că mă ghia și la următoare ce să zic. Nu știu de ce poate, păi eu la fi în jur, cu omul cu altul spune, dar eu am prioritate. Dar de ce din jur, dar n-ai de jur? Eu nu jur, dar mă jur la sub mână, eu trebuie să zic, mâna dreaptă mai, mâna dreaptă mai. Ai exact, de zis mâna dreaptă, ce nu știi și nu ai? Fiecare are, să se dă care că... Da, mulțumim frumos. Acum știți că partea